Modernizarea drumurilor de interes local nu va mai putea fi continuată prin Fondul de Dezvoltare Instituțională din cauza unei noi ordonanțe de urgență. Astfel, reabilitarea drumurilor va fi susținută cu finanțare europeană. Construirea târgului comunal este în grafic, iar dacă nu vor fi restricții în toamnă, ziua comunei de pe 26 octombrie se va organiza în noua locație a târgului. A apărut acea ordonanță pentru drumurile care au fost deja licitate pe FDI, care nu ne mulțumește, repet, decât de contează decât perioada de când a semnat contractul în 30 octombrie și până a apărut acea ordonanță 9 ianuarie. Dar noi suntem în asociere cu Cetățeanul Lești, am venit cu colegul, vom accesa și vom promova aceste proiecte pe fonduri europene. O investiție la care țin și vreau să o demarăm, să aibă cursivitate, este târgul comunal. Dacă nu vin alte restricții și interdicții, pe 26 octombrie, ziua localității va avea loc pe noua locație unde este stabilită târg comunal. Poate nu avem ce să terminăm toate investițiile, pentru că eu, așa cum mă cunoaște, sunt un om mai ambițios, să fie ceva frumos, ca cei care ne vizitează, nu numai locuitorii comunei, să plece cu o impresie cum de altfel să fie frumoasă. Deci, alte investiții pe care le las, proiectele care sunt depuse la Ministerul Dezvoltării, apă, canalizare, extindere, căminul cultural, modernizare și extindere. Avem proiectul cu gazele, vreau să fie, să nu fac multe declarații, după ce se materializează și sunt convins că vom realiza o surpriză frumoasă pentru locuitorii acestei localități. Alte investiții care le avem sunt drumurile de Tarla, a apărut acum nou ghid, pentru că atunci când l-am depus ne-am pierdut această finanțare ca punctaj, deoarece ghidul a avut una din condiții să ne vecinăm cu drumul național. Iar noi nu suntem vecini, dar acum am înțeles că ghidul reglementează să ne vecinăm și cu drumul județean. Și atunci avem și noi șanse ca și acest proiect care a fost depus, îl reactualizăm devizul general și sunt convins că va avea finanțare în perioada următoare. Anul acesta, dacă este numai ghidul și depunere, eu știu care este procedura, cred că anul viitor. Vor mai apărea și alte proiecte pentru OAT-uri, vom fi și noi printre ele, suntem o echipă bună, avem personal bine pregătit, cu experiență, chiar dacă sunt tineri, au experiență și sunt convins că vor realiza pentru cetățeni lucruri de care dumneavoastră se bucure.